Doresc să fac câteva precizări, urmare a discuțiilor de astăzi cu Comisia. În primul rând, am pus la dispoziția Comisiei toate informațiile solicitate și am răspuns la întrebările adresate de fiecare membru al Comisiei la cele 5 puncte ale ordinii de zi. Am prezentat faptul că pe durata anului trecut, an puternic marcat de retorică electorală, atât instituția cât și conducerea Serviciului Român de Informații au acționat în condiții de deplină neutralitate și echidistanță politică, iar activitatea în relația cu reprezentanții justiției, Ministerului Public, fie că vorbim de parchetul general, DNA sau DICOT, s-a desfășurat strict în limitele legii și ale protocoalelor de cooperare. În ceea ce privește afirmațiile publice din ultima perioadă la adresa instituției și a mea personal, după ce am răspuns tuturor întrebărilor, am solicitat Comisiei permisiunea de a mă retrage, astfel încât Directorul General pentru Securitate, cel care a inițiat și realizat verificarea internă, să poată prezenta în condiții obiective informațiile rezultate din această verificare și să răspundă la întrebările Comisiei. Resping categoric afirmațiile exprimate public la adresa SRI și a mea, pe care le consider denigratoare și lipsite de orice fundament real. Desigur, însă, cred că orice persoană responsabilă care consideră că are cunoștințe despre posibile încălcări ale legii sau regulamentelor SRI poate și trebuie să se adreseze instituțiilor abilitate, respectiv Ministerului Public și sau, după caz, Comisiei Parlamentare de Control a Activității Serviciului Român de Informații. Am asigurat membrii Comisiei și pe această cale asigur pe toți cei care sunt interesați că SRI își face datoria în continuare cu bună credință, la aceleași standarde de calitate și legalitate, în interesul apărării siguranței naționale și a cetățenilor ei. Aceasta este declarația pe care am vrut să o dau. Vă mulțumesc și așteptăm în continuare rezultatele comisiei. Vă Sunt mulțumesc. elemente pe care le-am spus în audiența care sunt adevărate.